Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiența. Astăzi încercăm o nouă experiență. Facem o soluție de zeamă bordeleză. Pentru asta dăm drumul la plita cu indah. Dăm drumul la altceva. Nu, la plita cu inducție. Deci am dat drumul la plita cu inducție și aici așa o pornim. Și dăm pe cântar. Stai, nu. Deci pornim. Bă, nu mai știu cum. Hei, cred că na, am încercat cu nasul. Chita nu mai răspunde la comenzi. A, ba da. S-a dus la grame, da? Acum punem borcanul. Punem borcanul. Are 298 de grade, borcan. He, ce-i fac? Punem borcanul, 298. Ne, mai știu cum să fac tara. Grame, câteva secunde trebuie să pui așa, pe care o iei, iar o pui, mai știu cum e. Bun, și dacă vreau să fac tara. Deci pui, mai apeși o dată, chiar nu știu cum să fac. Hei, grami, grade, Celsius, 296. Mă rog, 296, hai zic 300. Are borcanul. Așa, ia să văd că mai avem un. Mai avem și un borcan, ce cu el. Așa. Și asta tot 300. 10 în care 300 grame. Nu știu cum era chestia, că aha. Deci punem aici și ținem apăsat. Bă, mai știu. Așa, minus 300. Da, cred că am înțeles. Ia. Deci, pac, pac, pornim, pac, 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 o punem. E, nu. Așa, grame. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 172. Să-mi trag, deși face așa, nu știu. Deci, pac.
Am închis, am pornit, am dat pe asta, pe asta și pe asta. Așa, punem borcanul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta e, minus 297, deci am făcut tara, deci nu merg până la 6. Așa, e, acum o să luăm niște sulfat de cupru și o să o punem aici. Așa, până să face 100 de grame. Oh, cred că am pus prea mult. Bă, încă nu e prea. Opa, că am pus prea mult. Ok. Da, l-am lăsat așa o bucată. Deci are 400 de grame, deci minus 300 borcanul. E ok. Acum o să punem și niște var. Am aici niște var stins. O să iau și o să pun. Ha, nu pun. Deci punem varul stins în alt borcan. Așa. Cum facem? Punem așa aici. Și luăm și punem tot 100 de grame de var. Ia să vedem dacă avem 100. Bă, uite că aproape că e. Chiar mai mult, cu 15 grame. Da, varul e foarte greu. Deci trebuie să mai ciupesc un pic de var. Înapoi. Să mai pun înapoi. Un pic de var. E, acum 3 grame. Nu cred că e o problemă. Da, după care o să dizolvăm și o să amestecăm foarte bine și atât sulfatul de cupru singurel, cât și varul singurel. Pentru asta o să folosim o linguriță de lemn și o să aducem niște apă cu aspirină, zic eu. Sper să nu sară ochi. Hai să aduc apă. Da, ia uitați ce reacție a rezultat de la apa cu aspirina. Nu vine să cred ce culoare are, ce reacție a făcut. Apa cu aspirina și acum rămâne de văzut dacă o să chiară roșiile de la apă cu aspirină sau o să fie mai minunat. Așa că pentru a vedea, nu uitați să vă abonați la canalul Câștigă Experiența. Numai așa o să ajungem să împărtășim prin comentarii, dacă puteți, din experiența noastră. E, uite că asta aproape că s-a dizolvat, are o culoare albastru închis. Deci aspirina i-a dat o culoare foarte interesantă. Așa, ia să vedem când tărim acum astea două, cam cât rezultă. A, da, apa am pus, nu mai contează, apa am pus-o inegal. Ia să amestecăm în continuare. Ok, acum în soluția de var stins. Unii zic că ar trebui să completez până la 5, să diluez până la 5 litri. Ia să vedem dacă nu diluez ce se întâmplă. Da, hai să turnăm un pic. Nu se întâmplă nimic. După cum se poate vedea.
Uite ce culoare frumoasă s-a făcut. O revenit la culoarea dinainte. La culoarea pe care o are de obicei Ziama Bordeleză. Mi-ar trebui un vas mai măricel. De unde să-l iau? Ok, am făcut rost de un vas ceva mai mare. Așa că sulfatul de cupru dizolvat cu aspirină. O să-l punem pe tot aici. Așa. Bun. Și aici punem lingurița de lemn. Și aici avem, ia ca că era să o vârs, avem varul amestecat cu soluția de sulfat de cupru. E, aici, ce frumos miroase, miroase a proaspăt. Ok. Acum să-i mai punem ceva apă. Da, aici avem apă de ploaie cu macerat de făcare cu ceapă, cu coș de ceapă. Practic e vorba de un macerat de coș de ceapă. Așa. O să luăm cu borcanul ușurel. Să nu dăm și coș de ceapă înăuntru. E, tot a mai scăpat câte una. Hei, uite ce culoare are. Spre verde. Da, îl punem aici. Puh, ce putea ceapă. Da, cam așa arată soluția de macerat de ceapă. Rămâne de văzut. De seară o să dau pe roșii. De fapt, o să dau numai pe jumătate din roșii. Sau, mă rog, din jumătate din roșii am să dau. N-am să dau pe toate. Da. Na, până la o nouă experiență, cam așa arată soluția. Revenim în episodul următor de seară să vedem cum, pe care roșii dau și pe care nu. Până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută!